Peste 200 de așa numite rinovirusuri circulă în sezonul rece. Vorbim despre virusuri care produc răceala comună. Un virus respirator poate să producă așa numita neuronită vestibulară. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă o inflamație a nervului echilibrului. Da? Pur și simplu se trezeau dintr-o dată într-o criză de vertij, într-o criză de amețeală și le țiuia urechea și nu mai auzeau deloc. Aceste virusuri, le spunem noi respiratorii că intră prin mucoasa respiratorii, dar le se duc și pe nervi, pot să dea tot felul de tulburări nervoase, cum s-a constatat și în COVID. Și atunci tu faci un tratament antiinflamator să stopezi inflamația virusului asupra corpului și local la nivelul nervului. O așa numită banală răceală are nevoie de sfatul unui medic, care evaluează atât gâtul, nasul, cât și urechea. Urechea internă arată ca un melc. O parte se ocupă de auz. În interior găsim celulele electrice. Aceste celule transformă undele sonore în unde electrice, care vor ajunge la creier. De fapt, cu ajutorul creierului auzim. Dacă avem țiuit în ureche tinnitusul acela, vedem acești nervi, aceste structuri nervoase. Există teste de celulă, de, cum le spunem noi, teste de electricitate a celulei lor și practic în 10 secunde măsurăm exact toate celulele electrice pe toate frecvențele de la 500 de Hz până la 10.000 de Hz, deci peste nivelul unei audiograme normale și vă spunem cum merge urechea internă pe parte de auz. Tot în urechea internă găsim o parte așa numită vestibulară, se ocupă de echilibru. Dacă această parte a urechii interne suferă, apar amețeli. Partea vestibulară poate de asemenea să fie investigată obiectiv. Dacă doar se învârte casa cu noi, putem să ne oprim din mișcarea făcută, ne revenim un pic și spunem ce am făcut de am pățit așa ceva. Refacem mișcarea și ne dăm seama că avem o parte pe care amețim și o parte pe care nu amețim. Asta e bine. Asta este foarte bine pentru că înseamnă că... E rezolvabilă. Medicul ORL este cel care tratează în acest caz amețeala.